Un adevărat regal de orientare în alergare a avut loc la cea de-a 8-a ediție a Trofeului Hunedoarei. Peste 100 de copii și adulți s-au înscris la start. Participanții au avut de parcurs un traseu de aproximativ 2 km și jumătate, pe care l-au descoperit în timpul competiției cu ajutorul hărții și al busolei. Peste 100 de participanți de la mic la mare s-au întrecut la Hunedoara într-o competiție de orientare în alergare. Traseul de sprint a avut loc în zona urbană. Startul s-a dat în centrul orașului, la Casa de Cultură. Vă pregătiți de start? Este dificil? Cum arată harta? Harta este puțin mai tehnică decât cea de dimineață și va aștept una greutate cât mai bună. Participanții spun că este o competiție în care sportul, sănătatea, misterul, dar și distracția se îmbină armonios. Astfel, la finalul evenimentului pot spune că ai avut o zi perfectă. Cum se face? Ai o hartă, o busolă și... Și un chip, un SIM card, care memorează de fiecare dată când ai ajuns într-un post anume, se înregistrează în locul respectiv. Și cu busola cum e? Cu busola întotdeauna nordez harta, vedeți, linia nordului să fie paralelă cu liniile de pe hartă și te orientezi pe parcurs, în funcție de unde te afli. Cât de greu este? Pe o scară de la 1 la 10 trece de 11. Traseul a fost pe pietonala din centrul Hunedoarei și printre blocurile din oraș, având mai multe puncte de control. Cu toții s-au și distrat căutând ruta perfectă pentru a ajunge primii la final. Vă descurcați? Am început de bine, mă descurc. Acum sunt la primul post. Ce să vă spun, am fost la Deva de dimineață, a fost bine și acolo. E frumos, harta este deosebită, scara este așa cum trebuie, 1 la 3.000 și ce să vă spun... Faceți de performanță sau nu? Fac de 45 de ani sportul ăsta. Ați reușit să-l găsiți? E. Dificil de găsit? Încă nu. Mă bucur! Organizatorii consideră că aceste concursuri sunt importante pentru că îndeamnă la mișcare, iar acest lucru aduce beneficii pentru sănătate. Acest concurs este la 8-a ediție. Astăzi am avut o participare numeroasă, având două secțiuni. Secțiunea de participanți nelegitimați pe care îi inițiem și secțiunea de sportivi legitimați, având participanți din toată țara. Câți participanți au fost la nelegitimați și la legitimați sau în total? În total la nelegitimați cred că au fost aproximativ 100, iar la legitimați 70. Câștigătorii au primit medalii, trofee, diplome cu care acum se mândresc. Premiera s-a făcut pe categorii. Am avut o mulțime de premii. Începătorii au fost premiați toți cu medalii, diplome, pachetele cu dulciuri pentru copii și alte obiecte. Iar performanța, bineînțeles, de asta este performanță, ca să facem clasament, să câștige cei mai buni. La performanță, deja premiile sunt altfel. Pe lângă medalii, cupe, echipament sportiv și mai avem și surprize. Ce premiu ai luat și la ce categorie? Am luat premiul întâi la Open Family. Cum a fost? A fost greu? Nu, n-a fost foarte greu. Ce înseamnă premiul ăsta pentru tine? Este important? Nu știu. Da și nu prea. Adică este important că m-am distrat și că am participat la acest concurs. Ce premiu ai luat? Locul 2. Felicitări! Și ce înseamnă premiul ăsta pentru tine? E important? Da, este foarte important că am dat tot ce pot. Foarte bine, felicitări! Și cea de pe locul 1 este sora ta? Da. Și mai am un frate. Nu doar Hunedoara s-a bucurat de o astfel de competiție, ea a avut loc și la Deva. Evenimentul a fost organizat de Clubul Sportiv Orienteering Masters, în colaborare cu Primăria Hunedoara și Consiliul Județean Hunedoara, Federația Română de Orientare, DJTS Hunedoara și Asociația Județeană Sportul pentru Toți Hunedoara.